Păi cred că sun de dimineață la 112, mi se încalcă graficul de DVD, înțelegeți? Polițiștii nici că categoric nu vine, eu nu înțeleg, că când ar veni numai la mine și... Eu nu știu. Că când nu sunt cetățean acestei țări, eu nu înțeleg, și ce așa comportament. În satul Putinești, raionul Florești. Da, în satul Putinești, raionul Florești. Am făcut, e că la fiecare chemare, când e grație făcut, ei trebuie să-i facă contravenții, înțelegeți? Să constate contravenții, da, să constate contravenții. Și în codul familiei lui este, aici e primul plan, fost asociat și lipsită de drepturile părintești. A doilea, este abuzul. Eu am demonstrat prin judecată, acum am ajuns la apel, pentru că judecătorul este a nostru, mi-a acceptat tot, dar în hotărâri numai un punct mi-a dat, înțelegeți? Eu am atacat la ESTA și i-a dat până pe 22 august 30 dau la apel. Și am vedea de mâine să mă duc eu numai la odihnă. Nu știu, domnule, eu nu știu ce țară avem, cum noi trăim în țara asta cu niște bandiți. În primul rând, polițaii sunt bandiți. Ei lucrează numai pentru care are bani. Eu, dacă sunt cetățean acestui țări, nu sunt scotare categoric. Eu parcă nu sunt nimeni la dânșă. Vezi că ar trebui să răspunzi pentru cuvintele astea. Ai probe, ai dovezi că sunt corupți polițiștii care, iată, interacționează cu dumneata și nu vor să constate încălcarea drepturilor. Domnule, dar în cazul, ia n-ascultați mine, în cazul meu și te spun eu, dar și interes sau ei poți nu vin. Poți să presupui, dar nu acuza dintr-o dată. Poate să-i nu, dar nu dintr-o dată, asta e un an și două luni, eu sunt copilul nu-i furat, este dovedit, procuratura, au făcut ei învinuită, sunt învinuire șede. Nu cum, așa de la Hâncești au pus-o că e învinuită, ești de aici, categoric nu este. Nu cum așa, dar și interes au ei, ori îi se rude cu de-asta, dacă nu au luat bani. Nu cum așa, i-am spuneți, cum așa, copilul, nuni, eu am făcut și ieri, dar acum, ieri, așa, zi, trei zi, documentez, zi, două zile, pentru că ies un cofos ieri, azi nu, măi, omule, la mine două zile, nu știți pe o zi numai. Dar poate azi eu venit, dar ei vin la mine acasă, scriu și duc, ei nici nu văd, ieși în soție, nu-i copilul, înțelegeți? Și eu spun că au fost ieși, au scris, băi, dar pierii au fost o zi, azi e două zi, pentru că ei arde benzina statului. Lor e mai ușor să ne abrugheze în ei graficul, decât să ne duc copilul. Înțelegeți? Eu nu știu, cum se mai spui, eu nu înțeleg. Au încercat să facă asta, să anuleze graficul de întrevedere cu copilul? O încercat, am document, eu am document, aici numai trebuie să fac o copie și să șterg date personale, să punem să le vadă lumea. Cine? Poliția sau asistența socială? Poliția a venit la asistența socială și asistența socială atunci de data din 19 și asta a fost martie, când era hotărârea judecăță, că e obligată pe judecăță să respecte graficul și eu am venit să le arăt domnul Bostan, șeful de post, că șeful de post nici nu a avut bază în asta. El e cel mai la noi erou. Și ieși, citește din hotărârea, dar apoi e scris negru pe alb. Că fosta soției obligată să respecte graficul. De el spune că acolo scrie la test șefii oameni care erau și vă stori cu oameni deștept, el îi spune că pește 30 de zile la mine scris să schimbe altă grafică. Înțelegeți asta? Eu nu știu, asta tâmpitre și că spui așa că termin de 30 de zile că s-a tașit, fosta soției dacă nu-i place, înțelegeți? S-a tașit la curte de apel și am atacat totuși eu, pentru că pe mine nu mă convinge cum a făcut lui ăsta, că a făcut ilegal. Eu am cerut acolo mai multe puncte, nici numai un punct. Așa e scris, mi-au acceptat TCR-le mie, dar numai un punct. E scris în hotărâri, înțelegeți? Formal, orice polițist trebuie să aibă studii juridice terminate, dar vorba aceea, unde-s doi juriști, trei păreri, interpretează care și cum vrea, și o hotărâre de judecată, și o prevedere legală, și... Domnul Oleg, acolo scrie negru pe alb, scrie că ei e obligată pe judecată, și mai trebuie, și mare jurisprudență ce trebuie, că ei e obligată, știu. Dar de fapt, altceva nu trebuie nici. Dar de fapt, ea nu e în țară și a plecat cu tot cu copil și de asta nu poți să-ți vezi copilul pentru că ea a plecat din țară. Domnul Oleg, și tot nu spuneți că pe ei spun că dumneavoastră spuneți că să mă duc, cum eu cetățean al Republicii Moldova, am graficul stabilit în țara mea,
Acum ei își permit să duc copilul și eu, ca tare, ca tată, să mă duc să învăț copilul în Italia. Asta eu nu știu. Asta... Nu cum, legislația permite eu să... Hotărârea instanței și graficul de întrevedere s-a făcut când copilul era în Moldova, cu mama. Acum sunt alte circumstanțe. Domnul Ortega, ascultați-mă pe mine una. Pentru scoaterea ilegală a copilului din țară. Prima hotărâre, că s-a stabilit fata cu mama. Fata era cu mine. Înțelegeți? Fata cu mine a fost până curte supremă. I-a dat peste o lună de zile după ce au câștigat curte supremă. Eu am venit în țară. O izolat brusc copilul de mine și de atunci n-am acces. Dar tot timpul este când m-am judecat, ei erau în Italia. Fără dânsa au făcut mă este asta. Asta nu e încălcare de lege. Nu, e posibil să te judeci și în lipsă. Eu înțeleg. A fost stabilirea nu, e așa, custodiei copilului după divorț și după partajarea averii. A stabilit custodia copilului. Domnule, că ascultați mine, înaista este că, cum să vă lămuresc. Aici îți vede părintele cât de tare ține la copilul ăsta, pentru că e ținut, el e pădat Italia și alerga ca mine. Ia dar eu spun, nu umblam la lucru, eu alergam, spune, eu luptam pentru copilul meu. Ea poate spune că s-a dus în Italia ca să câștige bani anume pentru copil, ca să-i asigure viitor și copilului împreună cu dumneavoastră și celuilalt copil și pentru ea să se întrețină. Că bine, Moldova nu prea e ce lucra, bine, la Putinești, eu asta cred, la Putinești eu am... nu prea cred că are ce lucra, nu? Domnul Oleg, da, m-am ca să lucrez, dar nu se mărite cu unul și cu altul. Eu cu doi copii acasă îi spun pe Facebook, acum îi trăiești cu moșneac mai mare decât mine cu 15 ani. Asta e problema ei, viața ei personală. Probabil de asta s-a divorțat, pentru că ați fost incompatibil. Degeaba sunteți de aceeași vârstă dacă nu v-ați potrivit în familie. Domnul Oleg, ia că acum arată ea reclama, mieci, mâine seară. Cum posibil problemă familie? Eu i-am dat voie să duc pentru copii. Dar nu i-am dat voie să duc să-mi furi copilul, eu copilul. Eu l-am crescut 4 ani de zile, dar zic după lege. Nu-i copilul dumneavoastră, ci copilul ambilor părinți. Și copilul are drepturi mai multe decât părinții chiar. Și copilul are dreptul să vă vadă, e adevărat. Dar în situația în care ei sunt în Italia și dumneata ești în Moldova, e cam greu să asiguri dreptul ăsta pentru copil. Gândiți-vă cumva să rezolvați. Dar măcar poți comunica cu ea pe Facebook, pe Skype, pe Viber, WhatsApp. Domnule, eu nu știu, de ce nu înțelegeți dumneavoastră? Copilul 4 ani l-am crescut. El nu știe că mamă, nimeni nu a avut drept să-l dă ea. Nimeni nu a avut aici bani, a făcut. Nu discutăm o hotărâre de judecată care e definitivă și irevocabilă. A decis așa Curtea Supremă, n-ai reușit să inițiezi revizuirea, toate argumentele pe care le-ai invocat au fost ignorate, acum are efect de lege decizia Curții Supreme. E obligatorie. Putem să o discutăm, dar n-are rost, mai ales că nu suntem specialiști. Acum trebuie executat. Domnule Ulem, am decis, copilul trebuie să fie în custodia mamei. Cât erați împreună, v-au stabilit instanțele, cum se numește asta, asistența socială, program de întrevedere. Dacă ea a plecat din țară, acum va trebui să răspundă de ce a plecat ilegal, fără acordul tatălui, dar până va răspunde, iată, poliția, statul nu-ți poate asigura dreptul de a te vedea cu copilul și nici copilul nu-i poate asigura dreptul de a își vedea mama. Poate că statul acționează... Dumneavoastră văd că nu vreți să mă auziți. Dumneavoastră a spus acum, de la început, prioritetul tău în mâna nu a mea și a fostii soții, dar a copilului, așa? Am pornit de la ideea că dumneata ziceai că e copilul meu, nu e al meu, e copilul ambelor părinți și copilul prioritatea, cum ziceți dumneavoastră, e cel mai important, e copilul în cazul ăsta. Dumneavoastră, nu v-ați dat seama de ce spune că e copilul meu? Și mamă leapă de pruncul de 5 luni, copil de sân. Asta e mamă? O grămadă de mame au lăsat copiii de 5 luni și au plecat de nevoie, de sărăcie, de disperare, și au pe urmă și... sau pentru că a obligat-o bărbatul. Se întâmplă și astfel de cazuri. Bine, și pe urmă și vine și le ia copilul forțat? Se întâmplă, iată, nu cred că ești primul și unicul caz. Nu, dar de ce trebuie copilul meu să suferi atâta timp? Și psih este, dar și vă dovedit de grabă că e psih, el o trăimă alt psih, când l-a luat copilul, ține cu ambele mâini de mine. Nu vreți să duc categoric. Mama poate pretinde că copilul a suferit cei 4 ani cât a fost cu dumneata? O suferit de atâta
vedeți, de atâta e nici la judecată nu umbla aici. Că este mie, așa? Și copilul tot înainte e la mine. De atâta mama a pus plătit, eu nu știu și legea s-a ascultat pe mama. Și eu nu știu, pe mine și un avocat din România. Instanțele cum au ascultat-o pe ea și i-au dat ei custodia copilului. Ambilor copii, și cel făcut cu alt bărbat și cel făcut cu dumneavoastră. Bani, domnul Oleg, bani au dat ea, nu ea asta. Pentru că... N-ai nicio dovadă, presupui. Dovadă mi-ai curte de piel. Deci curtea de apel cu la dreptate și consider că e singura instanță bună. Sau ce? Pentru că cum așa un judecător a judecat mai bine ca trei? Trei judecători au examinat la apel, dar după aceea la Curtea Supremă sunt cinci. Da, cinci. Așa e cinci. Au făcut două decizii la două surori timp de o luni de zile. Așa e cinci, același colegi de cinci judecători. Nu văd nicio... Poate și la două surori tot aceeași. Nu văd nicio incompatibilitate. Poate să examineze și șapte dosare la toți frații. La... Aici tot zic că e interes, domnul Oleg. Cum puteți și eu am dat la revizuire. Ei au învârtit vreo 5 ore, au propusit până noi ticat călcătorul, până noi LSE pe 5 să ne revizuiască. Păi și domnul Klim de la magistratură, vă zic, băi, dar tu câte revizuire ai avut? Eu nu știu ce trebuie și te... Ai cerut, că n-ai obținut revizuirea dosarului, ai cerut multe. Nu și-a șarut, și-mi dă-i copcinul înapoi și să nu încalci Curtea Supremă legea. Articul 63 din Codul Familiei, încălcat Curtea Supremă, de ce nu înțelegeți? Dar cine învăț Curtea Supremă să încalci, să dă-i dovezi la noi cetățări simple. Acum noi nu trebuie să încălcăm, dar Curtea Supremă încălcat. Articul 63 din Codul Familiei, acolo alineatul 2, domnul Olen, acolo își spune copilul de la 10 ani alege cu care din părinți rămâie. Până la 10 ani. Dar copilul dumneavoastră nu are 10 ani. Apăscutați-vă, dar până la 10 ani copilul se lasă cu părinții care i-a atașat. Cum dumneavoastră spuneți, el a lăsat pruncul de 5 luni la 4 ani jumate, iar a atașat de dânsă, ori nu? Când ei nici ultimii 2 ani nici nu suna, el nici nu știe ca mamă. Cum Curtea Supremă, nu puteți priva de asta, că ești 5, ei le dau pe viață la oameni bani, îi ani, șadă în pușcărie. Cum asta ei nu puteți priva de ei, puteți încalci codul ăsta? Revizuirea oricum nu se face pe temeiuri de fond, ci pe... motive de procedură, dacă s-a încălcat niște drepturi, dacă apar probe și martori noi. Altfel nu poți iniția revizuirea. Înțeleg, bine, lăsăm așa, este acum merge din nou, domnule, bine, dă lăsăm așa, gata, și ce-a fost, ieși din nou. Eu am tot șansa din nou acum, eu să recupăr ăsta. Eu am scris acum, am în judecată dat, ieși timp, fata a fost, a fost bătută, a fost rășit, luat. A fost tutelă făcută ilegală, că eu a luat fata, a făcut tutelă și eu plecat înapoi la Italia, copilul meu se șezi la tutelă și bătută. Eu am luat copilul cu advocatul poporului. Astea sunt acuzații grave și dacă se confirmă, da, ar fi argumente în favoarea dumneavoastră. Dar deocamdată nu sunt confirmate. Dar ascultați-mă pe mine! Deocamdată nu sunt confirmate de o hotărâre, de o sentință. Domnul Oleg, acum eu nu pot scăpa de un judecător, că e s-o legat de mine ca acum lichitoarea se lichește de om. Eu trei recuzere, am scris că eu n-am încredere judecătorului ăsta, dumneavoastră înțelegeți sau nu? Și tot e să-mi fac până la urmă, dar eu sunt 100% că e copilul n-a să-l dăie. E măcar că sunt așa grave, e n-a să-l dăie pentru că eu de-am dat șansa să-ți facă. Că să-i zicem copilul imediat, ei ne spune, judecătoarea spune că poți să fac zgăiești prin Viber copilul. Păi ei de ce nu duce, are nepoț, are fată, de ce nu duce prin Aleasca să crească ei, nepoț să ieși prin Viber? Dar nu se spune nici să fac copilul meu care eu l-am crescut de sân. Astea sunt legi noi în lume globalizată, nu mai suntem toți în același sat și să obligăm să stea în aceeași mahala, să supună bărbatului, tatălui și tot așa. Acum sunt vremurile când ai noștri sunt și în Kamchatka, și în Rusia, și în Noua Zeelandă. Dar cine-i toți judecătoare cei de colegi de la fără? Ea că ne-a să ne-am pare rău, dumneavoastră să le dăm să ieși una, că dreptul copilului e lege de-am. Da, dar nu poți să fie slugi ai dreptului copilului și statul și familia și
legea. Dar nu trebuie să și îi sluji, deși iese codul ăsta, deși legea e tare bună, deși nu este mată, deși copilul a fost luat, care nu vreți, deși a fost executat aceeași hotărâre a doilea oare de executor când nu are drept să-l execute. Pentru în codul executorului e scris că a doilea oare aceeași hotărâre, executorul categoric nu are, că calcă legea. Copilul uneori nu vrea să mănânce, nu vrea să ducă la grădiniță. Cine știe de ce n-a vrut copilul să meargă odată cu mama? Asta nu e un argument. Da, eu înțeleg, domnule, și chiar dumneavoastră mă luați în râs. Nu vreți să mănânce, nu vreți să... Cum copilul puteți vrei cu dânsa să ducă, dar copilul lepădat a fost de 5 luni la 4 ani jumate. Cum copilul poți duc cu un om străin? Ia spune, că tot copilul e la om străin aș ducă. Așa nu-i mamă, domnule Oleg. Pentru că un animal, pruncul, nu se leapă de sân. Păi e lăsat pruncul de sân. Până la un an jumate trebuie să vei numai sân. Animalele sunt diferite, sunt animale care își mănâncă prunci. Lăsați comparația cu animalele, suntem oameni și sunt legi. Și legea trebuie să funcționeze. Apar trebuie, dar pentru că nu înțeleg de ce nu vrea legea, e categoric să funcționeze. Când eu rugam, eu fost la asistent social la Florești, o aduc acasă, copilul, să crească, să lucrez, categoric nu vrea, pentru că eu dat de un moșneac care trăiește de mamă și o pus pe Facebook ei cu moșneacul și fata mea spune la moșneac tată, dar nie, categoric nu i-aud, la mine a rămas memorat în cap, cum fata ține de gâtul ei și spune, vrei cu tata, nu vrei cu dânsa. Eu nici nu i-aud glasul de un an și două luni. E clar că ești supărat și din gelozie ești furios, dar ar trebui să fii rațional și calm, să contezi pe lege și pe funcționarea statelor. Probabil a fost sesizat și statul italian, nu? Să verifice cât de legal a ajuns mama cu copilul acolo. Eu nu știu, domnule, că pentru că e că trebuie de luni să sun, să văd acolo la procuratură și acolo, că dacă e invinuită de este cu un calcat de 207, eu scos ilegal copilul din țară. A cei de la eu nu știu de ce atâta sunt ei de deșir, judecătorii ăștia de la noi, dar Dumnezeu poate deși îi scoate de la Suprem, dar nu îi scoate pe asta aici, care asta a încălcat, asta dă la oameni și câte 20 de ani, domnul Oleg, și de prostii, de prostie care e ca acum. Cum, odată, cum e puteți dă-i copilul la o mamă care ei nici nu vine la asta și eu îi spun în față, în ședințele judecătoare, zic, țineți minte când ați întrebat-o pe dânsa, unde lucrează, eu v-am spus că e Italia, de-aia judecătoare spune, dar poate nu eu, poate și la altă, doamna Rusita a spus. Asta judecătoare îmi spune, dă-i nii răspunsul, poate Rusita, dar cu dosarul și la Rusita n-au avut nici judecătoare, cu dosarul și la tot el, până s-a dus la apel și la spemă, el a făcut, înțelegeți? La mine ce se vede cu ochiul liber, cu luat bani, domnule, cu ochiul liber, cum puteți să rup, eu vă spun cinstit, eu pruncul, noaptea, l-a lăsat în gâncuiet, eu n-a ajutat, o țin în spital, copilul și-a la vârstă de 4 ani jumate. Eu nu mai știu cum am crescut pe ei, nu o știe. Cât timp n-au fost prinși în flagrant, vorba aceea, hoțul neprins e negustor de treabă. Așa și ești, judecători bine intenționați s-a făcut. Nu, dar cu ce am greșit că eu și copilul meu că suferim atâta. Ei nu sunt prinși, dar cum trebuie să-i prind flagrant? Pentru că zvedi, am probe multe. Eu am copilul cu vot bătut, am de la traumatolog, am de la... Băi, am de la mult, am de la, știu, la psiholog, este aici, de la Furiești, pentru că la Chișinău n-am dus duc. A fost programat și el a furat atunci RMD și l-a dus și tot și de atunci n-am acces la copil. Copilul nu pot nici nu spune tată. Pentru că an și două luni, eu nu înțeleg asta, scătină, animal, nici nu știu cum să-i spun eu, izolez copilul care plânge când vrea să duc la mine. Și în ziua aceea când mama a la grădiniță, plânge, zic că mama îți vie tata să mă iei la grădiniță, că eu mama mea spune mamă. Ei inima îi prispune că așa o furie și așa o ducă. Și eu nu știu de ce îți bate joc, că azi a sunat la 112, pentru că eu am un drept în țara asta, ori nu. Cui eu trebuie să mă adresez mie, să-mi calcă drepturile? Eu nu o să mă duc la judecată, dar eu am sunat la 112, zile, poliția să documentez, ori nu. Eu îmi pierd de așa o an de zile, duminicile și sâmbătile, domnul Oleg. Pentru că poliția vrea vine, vrea nu vine. A, duminica și sâmbătă era zile de întrevedere, da? Și este, pentru că nu s-a luat de ghibe. Și zânt el nu s-a luat, el că s-a tărit pe judecată, eu nu înțeleg. De acord. Ei, odată, eu făcut contravența, odată judecătoarea o anulat, dar o anulat că nu a avut dreptul și trebuie să conteste polițaiul mai departe, categoric, nu a avut. Eu ne-am mânănit, era advocat, eu am alergat, eu am contestat la apel. Dar ei categoric nu vrei ghibe să apuși să lucreze. Că tare,
la partea vătămată și de advocat. Eu spuneți, dumneavoastră, poți știți mă ghirică mine. Eu sunt partea vătămată și trebuie să știm advocat. Ori trebuie să ne nimțim banii advocați. Puteți să cereți de la stat dacă aveți venituri mai mici de 2000 de lei pe lună sau să angajați, da? Cine poate să fie avocat? Da, eu nu înțeleg, dar pentru procuratură pentru și mai este, da. Procuratura dar trebuie să facă lege. Face una, este așa în scoare procuratura și poliția și o lucră numai o advocață, da. Păi poate așa să facem, invers, da. Ei pentru și atâția idioti și îți prindeți bani, dacă trebuie să înnăiesc omul sărac și care lucrează și nu vede, să este trebuie să înnăiască. Dar ei prindeți atât pentru și pentru cofii meu la serviciu. Și procurorul să spui în ea, domnul Baidau, să-mi spui nici că eu mai mult la procuratură să n-am și cataș la poliție. Eu mă duc pe la procuratură e privată din dumnealui și nu mă prinește acolo, înțelegi? Eu m-am gândit acasă. Acolo, nu, la Florești, raională, da? Da, procurorul de la noi, de la Florești. Acum așa, dar eu nu înțeleg, dar pentru și ei prinesc bani, dar... Dacă eu îmi înainesc advocat, partea vătămată, ei pentru și ei. De acord. Îmi pare rău că n-am putut să vă încurajez, am încercat și eu să apăr partea cealaltă care îi lipsă în dosarul ăsta și văd că v-am întristat. Dar vreau să vă susțin că știu că aveți dreptul, în mod sigur aveți dreptul de tată, dreptul de cetățean justițiabil ca să ceară să facă conform legii. Deci continuați să insistați. Domnule, eu o să ajung, vă spun cinstit, eu o să ajung de grabă și la București să mă dau o judecată. Eu pe 20, m-am arătat pe 20 septembrie, dau jurământul. Eu după 20 de ani am omul promis am de Bulgaria, un advocat de București, că mă ajute. O să zic așa cazul lui Foșanalista și o să zic că cum dau jurământul, cum vin cu tot dosarul, toate hârtiile la dumnealui. Dar nu știu cum o să judece instanțele românești așa caz, nu știu ce, soția și ea e cetățean român. Dar păi eu am și un cetățean, copilul meu nu l-a furat, eu am și un cetățean al României. Nu știu, e complicat, nu mă pricep, nu sunt jurist, dar na, e o speranță în plus măcar. Nu, dar cum așa, domnul Oleg, eu azi, că, dar nu-i numai azi, asta e de un an de zile, eu îmi pierd timpul meu personal ca șef poliția. Și dumneavoastră îți vedeți sigur cât timp trebuie ca zi. Și eu vin la deși e o problemă că e ard benzina. Dar că ard benzina, păi eu sunt vinovat. Să vină pe jos. Dar pe jos am zis, dar pentru ei nu vede fel. Da, dar ar trebui apelat polițistului sector. Nu trebuie neapărat sunat la 112, că acela e apel de urgență când ți-e viața în pericol. Dar pe aici nu e pericol. Eu dacă îi suplește muștii în fapt, pentru că aici nu îi joacă. Aici copilul nu-i furat, domnul. E grav cu el, tu copil, și bă, asta, eu nu știu și vine pericol de pe voastră. Dacă e pericol viața copilului meu. Pentru dumneavoastră spuneți cum nu i-a spune, e nu-i mamă. Pentru că dumneavoastră îmi dați carate că nu a lăsat, cum a lăsat copilul ei cu mine, nu a lăsat cu un pedofil amul din Europa, știți că sunt pedofil sunt. Și nu e în pericol viața copilului meu. Astea deja sunt fantezii ale dumitale, înțeleg din gelozie și de însupărare dar, spui asta. Nu, dar bine, fantezii, dar pe unde și de garant că copilul meu acolo e ăsta. Tot așa putea să spună și ea, iată, m-a trimis la lucru și el cine știe ce nebunii face cu copiii noștri acasă. Așa putem merge cu speculații la nesfârșit. E putea spui asta nu pești 4 ani. Dar deodată, domnul Oleg, nu pești 4 ani, pești amu, dar acum așa, poliția vrut, tot așa să facă. Că eu sunt bolnav, că eu sunt ăsta. După 4 ani, după ce am crescut eu copilul și anul la 5 luni, până la 4 ani jumate, da? Am unde odată eu ne liniști bolnav și eu de asta tu știu, asta a fost, eu m-am gândit pe asta mult. Cum așa, eu am fost bun când au lăsat doi copii minori cu mine, au lăsat anosul de 5 luni și ei de 3 ani. Acum eu am devenit deodată așa brusc, după 4 ani, după și ei s-au mărțat cu un giuș acolo, eu am cel mai rău și ei cei mai bun, așa dați prin ești, cum? Nu neapărat, nu-i concurs de bunătate. Aici a fost o balanță și a trebuit instanța să decide cui să rămână copilul. Dar nu balanță, aici a fost, eu am fost bun. De la antichitate, poate ai auzit și dumneata pilda aceea, că tot așa se băteau două mame, nu știau a cui copilul și judecătorul a propus, păi hai să-l tăiem în jumătate și luat câte jumătate fiecare. Și care a zis că nu, nu, dar nu, e așa, nu vreau să stai domnule, copilul mai bine, cum să taie, nu cum așa. Mama.
Dar dacă s-o lepădat, e ca și eu cum mă lepădat e copilul și ala și s-o lepădat și m-am dus și eu și copilul și ala și a ieșit din trânsul. Atunci de ce n-ai reacționat și n-ai zis, iată, a plecat, a lăsat copilul, da, ce n-ai reacționat atunci de voastră? Iată, eu când am înșeat, pot să fac, să aduc tot, eu vin și l-o furat și l-o duc și gata. Ok. Ținem legătura, sper să aud, sper să aud și de bine. Om vede, mă vede ce fac și ăștia, dar mă duc și începe să fac și proteste, dar o să mă duc pe la magistratură, pe la ăștia, ajunge, cât se poate aici? Cât se poate, eu nu știu... Se sesizează ministerul, nouă conducerea poliției, poate schimba atitudinea, că s-a schimbat puterea, nu? Nu-mi vedea, eu nu știu chiar, eu, poliția un an de zile, că când iei de mult trebuie să o dăie în căutat, de-am să o aducă. De mult, pentru că n-a să o aducă judecătorii. Copilul e pierdut, judecătorii n-aduc. Judecătorii pot să întindă ani. Dar ei trebuie la, imediat de adus copilul, ori nu? Sunt hotărâși de la, eu pot eu să citesc în... De la Haga, sunt aici trebuie imediat copilul adus. Asta nu-i joacă, aici se încalcă grav drept copilului, pentru că copilul era ăsta și deodată brusc izolat de mine. E lipsit de drepturi copilul, în primul rând. Copilul îi pus și spui tatăl bunelui ea, dar tata biologic care a crescut și care i-a dat viață, care a nopțit, a nădurit, e... Полностью, когда я купил копилу, то что-то у меня язык на саду, где нас макунаски. Дуться легче, дичи, ну, где... Подлагаешь, что дуется, мало, а вот с неду купил на пол. Дичи, она ее пермису схватывает. Кто от полиции по миске, ее пермиске, уловат ее, инки до усатамыни, фост, инки до усатамыни, сон как от графику, я ран цары, я тут же тревес дух на жудикар, спуни, дедица, где схватить копилу, пешкотари. И я лажу зубы, да купил, сон схватывает. Că asta judecători, asta ei, trebuie și privăzut că ei învățat pentru asta, domnul Oleg, asta nu eu trebuie să-i spună, de vreme, ori procuror să-l învățori pe asta. Mai greșesc oamenii, poate din incompetență, dar poate și corupție, cum zici dumneata, e greu de stabilit acum. Nu, dar cum așa, pentru greșelii lor cineva trebuie suferi, poate cineva trebuie să câte 20 de ani că ei greșesc. În pușcărie, lipsit de libertate, cineva greșește, așa? Dacă greșești la slepte lucruri, dar e un om competent. De acord. Eu nu știu cât este, și când îți dăm noi din dreptate în țara asta, dar câți oameni suferă, sărașe.